Asta e principala? Că pe mine m-a avantajat unghiul ăsta. Aș spune că e povestea multor cupluri din România, din lume. Povestea unui cuplu, pur și simplu, cu bunele și cu relele fiecărei povești. Diferența o face faptul că în unele cupluri se merge și la bine și la greu și se merge înainte, alte cupluri, când au de greu, nu mai știu ce să fac. În monologul de final, care e oarecum o surpriză, poate, pentru spectatori, spun că am fost întotdeauna un băiat corect. Mama și tata m-au învățat să fiu corect. Și probabil cel mai puternic element într-un cuplu este, până la urmă, dragostea și puterea de a o folosi nu doar emoțional, nu doar cu inima, ci uneori și cu mintea. Pentru că vin momente când dragostea trebuie să fie și un motor mental, nu numai un motor emoțional. Cred că asta face personajul meu. Încearcă să salveze cât se poate de mult cu dragostea pe care o are. În spectacolul lui Radu Nichifor aveam scene separate, nu ne întâlneam în scenă. Rareș, băiatul meu cel mare, avea atunci 9 ani, urma să facă 10, și foarte conștiincios și-a învățat textul, avea grijă să intre la timp, să nu piardă vreun moment. Codrin este mult mai mic, este și o fire mult mai dinamică, mai energică, pentru el totul este o joacă. Și până la urmă, de ce nu, așa ar trebui să fie, el vine pentru joacă. Faptul, în schimb, că avem scene împreună, uneori poate fi dificil, pentru că în același timp trebuie să văd de personajul meu, dar și de rolul de tată. În loc să-i spun personajului pe nume, uneori îi spun cu numele lui real, nu fă aia, nu fă aia, și apar niște complexități, dar e bine. Totul, mergem pe joacă. Mergem pe joacă. Copiii trebuie să aibă două lucruri în viața lor. Joacă și dragoste. Dacă le au pe astea, restul vin. Fiind vorba de o poveste foarte comună, bineînțeles că am venit cu gânduri, cu experiențe din viața personală, inclusiv din relația de cuplu. Oamenii, până la urmă, nu cred că sunt atât de diferiți. Nu. Fie că vin din America, din Olanda, din România sau din China, cred că relațiile sunt aceleași. Cred că oamenii, săraci sau bogați, au același tip de sentimente. Poate că uneori ne ascundem după rafinamente, dar în esență relațiile sunt aceleași între oameni, și secretul este să le descoperim și să învățăm să trecem peste momentele grele, să vrem să ducem o relație până la capăt, să ne asumăm, să uneori se spune o facem pentru copii. Oare doar pentru copii? Oare noi nu vrem să fim fericiți fiecare în sinea noastră? Oare nu vrem să simțim acea împlinire? Copiii, pentru ce am făcut? Nu este o manifestare a dragostei? Eu invit spectatorii să vină să vadă fiecare părticica lui. Pentru că
sunt convins că foarte mulți se vor regăsi. Unul va spune, așa beau eu cafeaua. Altul va spune, așa mă trezesc eu dimineața. Altul va spune, așa îmi place să stau cu copiii. Așa mă cert eu cu nevastă mea. Și așa mai departe. Problemele din acest spectacol sunt probleme reale ale cuplurilor și cred că multă lume se va regăsi și asta nu poate fi decât de bine.